Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii All About Blockchain. În ziua de astăzi, toată lumea vorbește despre Bitcoin, ce e Bitcoin. Ne-am hotărât să facem și noi emisiune. Gazda dumneavoastră se numește Andrei Palatcaș, adică eu. Între voi poate mă cunosc, alții nu, să vă fie rușine. Și invitatul din ziua de azi este domnul Cristian Gog, câștigătorul ediției din 2012 a România Talent. Amicul și mentalistul Cristian Gog. Salut. Hai să începem Și cu pasionat de cripto. pasiunea de Da. cripto, exact. Ce e Bitcoin, Cristi? Pa, Așa, e o ce întrebare un Bitcoin. pic cam grea. Nu e grea, e mult prea generalistă ca să poți să dai un răspuns concis și punctat. E pentru mine, cel puțin, Bitcoin e mai mult decât o monedă de schimb, ca să zic așa. E ceva ce va revoluționa probabil lumea asta și garantat ne va schimba modul în care noi ne trăim viața, Așa. într-un fel sau altul. E un limbaj. Și am ajuns să cred asta după ce am urmărit multele prezentări ale lui Andreas Antonopoulos, dacă nu-mi greșesc numele, sper să nu fi măcelărit. E un grec. Antonopoulos. Așa. Așa. Deci, da, e o nouă formă de exprimare, ca să zic așa. Hai să luăm atunci un pic în Da. timp înapoi. Cine te-a introdus pe tine în lumea Bitcoinului și când? Nu ți-am venit să râzi. Persoana de la care eu am auzit prima dată de Bitcoin, domnul aici de față, prezent, el a fost primul om pe care eu l-am întâlnit în viața mea și să fie auzit menționând termenul Bitcoin. Asta prin 2010 sau 12, 11? 2012 a fost, 2012? da, la Casa Tiff. Așa. În fine, Poate, astea în sunt fine, da. detalii, hai să nu Așa. deschidem Iar cu... introducerea, ca să zic Da. așa, mi-am făcut-o singur, recent, în ultimii ani. Așa. Țin să menționez că eu sunt în domeniul de cam 5-6 ani, așa că noi vom avea acum o discuție cumva ca și începători, dar noi știm deja cu ce se mănâncă. Noi vă explicăm vouă mai mult despre blockchain, Bitcoin și așa mai departe. Bun. Deci, să spunem că de 5 ani parcă ai auzit și tu de Bitcoin, da? Mai Când mult, da. te-ai apucat serios de Bitcoin? În ce perioadă? M-am apucat serios să mă documentez Așa. prin 2015 Așa. și m-am apucat serios în sensul că am și avut un commitment pus, o investiție, recent, anul trecut în toamnă, cred că am făcut primul pas așa, doar ca să testez la început fiecare, un pic să vezi cum ești. După. Și anul ăsta m-am apucat serios, serios, ca să zic așa. Deci te-ai băgat practic de tot. Da. Da. Să zicem, toată lumea știe că tu ai câștigat 50.000 de euro de la România Talent. 120.000. 120.000, știam că sunt 50.000. Uite, vezi acum. Da. Și foarte multă lume bănuiesc că e curioasă câți din banii aia ți-ai investit în Bitcoin. Din păcate, zero. Pentru că la momentul respectiv aveam de gând, sincer, aveam de gând ca jumate din suma respectivă să investesc în Bitcoin. În schimb, ce am identificat eu și la momentul respectiv nu știam ce e Bitcoin. Era doar, pentru mine era chestia aia care crește. A. Și atunci creștea. Bitcoin tot timpul crește. Deci dacă e o chestie care, uite, să plecăm într-o chestie pozitivă pentru oameni, ceva de ținut minte de la început. Bitcoin-ul tot timpul o să crească. Cu excepția Asta. zilei de azi, când tocmai Da. înainte să începem filmările, Bitcoin a scăzut cu vreo 1.500 de dolari. Nu știu dacă La momentul de neapărat. față, undeva la 17.500, a scăzut de la Da, era 19.200. 17.500 pe Bittrex, pentru că eu primesc notificările de la Bittrex, Bittrex fiind un exchange pe care eu îl folosesc ca să tranzacționez. De obicei, mă rog, prețul e în USD Tether pe Bittrex. De obicei, celelalte exchange-uri gen Coinbase, Bitfinex, Kraken și celelalte au prețurile un pic mai mari. O să ajungem Deci, și o să la ajungem, da. exchange-uri. Hai întâi să luăm, let's get to the basics. Care e diferența între Bitcoin și banii normali, cei pe care îi folosim zi de zi la cumpărături?
o mică introducere așa să le facem telespectatorilor noștri. Acum, depinde ce folosim. Că banii normal pot să fie de două feluri. Așa. La cumpărături. Îți banii aia fizici pe care pui mâna, bagnotele pe care le avem. Fiat, mami. Fiat, da. Let it be done. Și banii care ai într-un cont bancar. Și așa. E o diferență majoră între cele două, din punctul meu de vedere. Dacă e să facem comparație între Bitcoin și banii din contul bancar, dacă mergi și plătești cu un card bancar, da. Diferența nu e foarte mare. Adică amândouă sunt virtuale. Cine crede că banii din contul lui bancar există fizic, se înșală amarnic. Nu există. Amândouă sunt virtuale, doar că Bitcoin are un avantaj. Nu e controlat de nimeni. Ia auzi. Păi dacă nu e controlat de nimeni, păi atunci ce facem aici? Finanțăm teroriștii, pedofilii și așa mai departe? Unii ar putea să zică și asta, cei răutăcioși sau cei care sunt împotriva unui nou sistem, ca să zicem așa. Bitcoin-ul, din punctul meu de vedere, pune bazele unui nou sistem. Unui nou sistem din care eu, tu și toți ceilalți, în viitorul foarte apropiat, vom face parte. Noi facem deja parte din el. Dar sistemul ăsta o să se extindă și o să îi acapareze, ca să zic așa, îi invită. Mai, uite, hai să folosim niște termeni așa care să fie drăguți. O să invite și pe cei care acum sunt în liceu. Da. Și pe cei care, dacă sunt destul de deschiși la asta, care au depășit deja o anumită vârstă, gen cum ar fi părinții mei. Deși invitația e deschisă pentru toată lumea. Sistemul financiar în care noi trăim la momentul de față nu prea invită pe nimeni. Mai mult, exclude. Și aici, la fel, e o altă diferență majoră. Pentru că eu, de exemplu, n-am fost niciodată invitat să fac parte dintr-un sistem. Toată lumea, știi, nu zice, uite, asta ți oferim. Ăsta e sistemul pe care noi îl folosim, așa funcționează. Alternativă nu ai. Alternativă nu ai. Și este un monopol, da. Să zicem așa. Da, sistemul. Dar nimeni nu spune, nimeni nu ți explică cum funcționează. A. Sistemul financiar în care noi trăim și care, culmea, ne guvernează viața, că despre asta e vorba, mergem la școală de mic sau, mă rog, părinții ne trimit la școală ca să învățăm bine, să terminăm un liceu bun, să facem o facultate, să avem un job ca să câștigăm bani, să putem să trăim cum vrem noi, cu acei bani. Dar valoarea acelor bani e dată de altcineva. Mm-hmm. Și la un moment dat se va întoarce împotriva noastră lucrul ăsta. Bun. Acum să le explicăm un pic telespectatorilor noștri cum a pornit Bitcoin și drumul său spre valoarea care are astăzi și practic pătrunderea lui în viețile a zeci de milioane de oameni la urma urmei, că suntem în 19 decembrie 2017. Hai să vedem. Încep eu sau încep tu cu Satoshi și The White Paper? Cu Satoshi și The White Paper. Oricare dintre noi, nu are nicio importanță. Ok. Pe scurt, la sfârșitul lui 2008 a apărut o lucrare pe internet numită White Paper, în care Satoshi Nakamoto, un pseudonim al unuia sau a mai multora programatori și criptografi, în care propuneau un sistem nou de bani peer-to-peer. Peer-to-peer înseamnă calculat de la calculator la calculator, cum sunt torentele, de exemplu. Torentele nu trec printr-un server central, se conectează oamenii între ei cu calculatoarele lor. Ei, la fel și Bitcoin, rețeaua Bitcoin, nu are nevoie de un server central sau vreo bancă sau ceva ca să poată fi tranzacționat. Eu de pe calculatorul meu sau de pe telefonul meu pot să trimit oriunde, oricând, la orice oră în lume, Bitcoin sau alte monede cripto. Pe rând, în 2010 mi se pare că a fost prima tranzacție cu Bitcoin. Două pizza au fost... 10.000 de Bitcoin. 10.000 de Bitcoin. Prima pizza tranzacționată. Așa, prima pizza tranzacționată. Prima tranzacție, dar nu a fost o tranzacție, din câte știu, pentru că nu exista un sistem atunci. Cineva a fost dispus să plătească o anumită sumă de bani în Bitcoin
pentru a primi două pizza. A vrut inițial să le cumpere de undeva, în speranța că va găsi un comerciant care să-i ofere lucrul ăsta. Nu a existat așa ceva. A pus și a exprimat nemulțumirea când a găsit chestia asta pe un forum și a fost cineva acolo care s-a oferit și a zis: băi, îți aduc eu acasă două pizza dacă îmi dai mie 10.000 de bitcoin. Și a zis da. Ok. De la valoarea, hai să facem un calcul, cât ar veni o pizza? $40 împărțit la 10.000, cât ar veni un bitcoin? Zero? $40 ambele, nu, cum $40 două pizza? Hai să... Dar erau două pizza mari de la Papa John, mi-aduc aminte. Da? Hai să zicem $40. Să zicem că valora atunci, deci prima tranzacționare a pus valoare pe bitcoin undeva la 0,3 cenți. Da. După care în 2010 a devenit un cent, un dolar. Și uite că acum suntem la aproape $20,000. Cum explici tu fenomenul ăsta? E simplu, se numește adopție. Zine mai mult. Nu e evident că dacă e să ne uităm la use case, la ceea ce e folosit momentan Bitcoin-ul, nu e justificat prețul. E mult prea mare și da, din punctul ăsta de vedere suntem într-o bulă. E o manie, la fel cum a fost și cu lalelele și cu alea, dar nu vreau să intru în subiectul ăsta, că e unul foarte sensibil. Dar sunt convins că sunt unii care au mai prins ceva care o să ne privească. Au mai prins ceva ei de pe la știri, din altă parte, de la niște capete de cretă care stau și citesc de pe un prompter ce li se spune și zic că, băi, o să se spargă bubble-ul ăsta, mulți oameni. Da, cândva o să se spargă, dar s-ar putea ca nu, să nu fie repede. În schimb, nu știu, evoluția prețului. Păi, prețul oricărui asset, da, ca să nu vorbim doar de, îl privim ca și un asset, nu, să nu facem confuzie între Bitcoin și bani momentan. Se va întâmpla cândva și asta în viitor. E dat de, în condiții normale, de cel care produce sau deține acel asset. Dacă vorbim de unul singur. Adică are valoare de piață. Cerere și ofertă. Da. Dacă nu, nu, moment, nu, pentru celelalte, dacă e să vorbim de... Eu, da, plecând de la bază, ca să facem așa punctat, să existe o logică. Dar nici să nu lungim prea mult. Dar prețul unui asset e dat de către cel care deține acel asset inițial. În momentul în care sunt... Dacă e un singur cumpărător, dacă sunt mai mulți oameni interesați de acel asset, da, acei oameni interesați, practic, în funcție de cât oferă fiecare, stabilesc prețul acelui asset. În condițiile în care cineva controlează oricum o piață, poate să influențeze. Sau când cineva emite, e imposibil să nu faci comparația cu bani, nu pot să mă obțin. Dacă banca centrală, noi dăm valoare unui leu românesc, da, pentru că altcineva îi dă valoare, nu noi îi dăm valoare. Ok, am înțeles. Diferența majoră e faptul că în Bitcoin noi îi dăm valoare. Pentru că nu există o autoritate centrală care să dea valoare. Exact. Bitcoinului. Și atunci, practic, se aplică și legea cererii și ofertei. Dacă un om este dispus să plătească atâta pentru un produs, atunci, evident, produsul acela valorează exact atât cât este altcineva dispus să plătească pentru el. Exact. Ok, și atunci, dacă îi să luăm pe grafic, creșterea de la 0,3 cenți la 20.000, oare să mai întâmpla undeva în istoria omenirii o asemenea creștere exponențială? La pătrat, dacă e până acolo. Da, nu cred să se fi întâmplat. Au mai fost creșteri din astea exponențiale de-a lungul istoriei. Mă rog, eu nu sunt extrem de pasionat de investițiile clasice. N-am tranzacționat pe bursă, n-am făcut nimic, dar probabil că au fost companii ale căror valoare a explodat la un moment dat. Dar a fost pentru o scurtă perioadă de timp și a fost puf, chestia aia. Bitcoin nu, din 2010 tot buf, 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 tot mai sus, tot mai sus. E, vezi, aici intrăm într-o... Românii au fost arși de către Caritas, de către FNI, de către tot felul de jocuri piramidale. De ce ar trebui să înțelegem noi că Bitcoin nu este un joc piramidal? Adică, sau poate nu neapărat să înțelegem, care ar fi diferențele dintre Bitcoin și un joc piramidal, al cărui sfârșit este inevitabil colapsul? Asta e un subiect foarte sensibil. Știu, dar trebuie să discutăm. Depinde din ce punct de vedere privești. Pentru că, la un moment dat, chiar și Bitcoin, cu toate că eu sunt susținător, înflăcărat al Bitcoinului și a tot ceea ce înseamnă tehnologia din spatele lui, dar
dacă ne gândim că acel Satoshi Nakamoto, așa, indiferent cine fie el, că e un om sau o grupare de oameni, dacă mai trăiește sau dacă cineva are acces la acele wallet-uri inițiale în care se află un milion de bitcoin, atunci ne putem gândi că e un sistem piramidal. Pentru că ar putea să influențeze oarecum. Deși nu produce câștig, produce câștiguri, la fel ca un sistem piramidal, prin a crește valoarea acelui un milion de bitcoin. Pentru că acel un milion la început nu valorau foarte mult. Acum deja valorează enorm de mult. E o avere. E extrem de mult. Păi faceți un calcul, stimați-le spectatori. Un milion ori 20.000. O luăm așa 20.000 bitcoin, că cine știe cât mai urcă sau scade până publicăm. Dar nu cred că cineva a gândit sistemul ăsta ca un mare Ponzi scheme din care să se puiască oamenii. Sau chiar dacă și-ar fi dorit lucrul ăsta, și asta e frumusețea Bitcoinului și evoluției lui, chiar dacă a existat o persoană care și-ar fi dorit lucrul ăsta la momentul incipient, da, a devenit ceva din punctul meu de vedere, nu-mi place mie să zic, de o frumusețe terifiantă. Corect, foarte bun termen. Pentru că posibilitățile și aplicațiile lui în ziua de astăzi și în viitor, evident, ne vor schimba viața, fără doar și poate. Corect. Aici va trebui să facem un pic de referire la celelalte criptomonede. Deci, în afară de Bitcoin, mai există și Ethereum, Litecoin și încă alte... 1400 era ultima oară când m-am uitat pe CoinMarketCap. Fiecare cu alte atribute. De exemplu, Litecoin-ul, care este moneda numărul 2. Deci, după ce a apărut Bitcoin, a apărut Litecoin. Este cumva o clonă a Bitcoin-ului, funcționează pe același sistem, pe același blockchain, dacă vreți, o să explicăm imediat și ce este blockchain-ul, doar că perioada de confirmare este mai rapidă de 4 ori și pe piață ajung de 4 ori mai multe monede decât Bitcoin-ul. Dacă Bitcoin-ul vor fi vreodată maxim 21 de milioane, Litecoin vor fi 84 de milioane. După care au mai apărut și Ethereum și puteți, dacă sunteți curioși și intrați pe internet, să vedeți câte monede există și ce atribuții au fiecare. Bun, vreau să discutăm un pic despre tehnologia blockchain, care este în spatele monedei Bitcoin și aplicațiile ei în viața de zi cu zi și cum ne va schimba viața. De exemplu, eu vreau să cred că undeva în câțiva ani, nu știu, 3, 4, 5, 10, vom scăpa de birocrație pe baza blockchain-ului. Evident. Și să nu mai cubănat notarii, dar zilele lor sunt numărate. Eu dacă aș fi acum notar, sincer, eu aș începe să tremur. Aș face... Deci, dacă stăm să analizăm punctual pe fiecare segment de piață sau pe fiecare industrie în parte, blockchain-ul sau tehnologia din spatele Bitcoin-ului și alte tehnologii similare, că mai sunt câteva, este Tangle, de la care momentan încă nu e dovedit la fel cum e dovedit blockchain. Blockchain-ul e dovedit că nu poate fi hackuit. Da, în toți anii ăștia nu a fost hackuit nici măcar odată. E imposibil de hackuit. Știu că a apărut peste tot, prin presă, internațional, pe la televiziune, pe diferite canale, știri de genul Bitcoin nu a fost niciodată hackuit, au fost hackuite exchange-uri, au fost hackuite anumite wallet-uri, au fost hackuite anumite persoane care aveau sume probabil mari de bani. Bitcoin-ul nu poate fi hackuit la momentul de față. Nu știu ce se va întâmpla când o fi quantum computer, dar până atunci oricum e cale lungă. Și mai există alte sisteme similare cum e blockchain, este Tangle, cei de la IOTA, și mai urmează să apară Hashgraph. Uite, de asta n-am auzit. Care e mai avansat decât blockchain și cred că printre primii care o să facă chestia asta, o să dezvolte o platformă cu un use case real, sunt cei de la Hyundai, producători de mașini. Da, am auzit de Hyundai. Își fac, da, pe Hashgraph. Nu vreau să... E prea mult în zona tehnică și da, pentru prima noastră discuție în fața oamenilor e mai important să rămânem așa. Deci da, ăsta nu poate fi ecuit. Deci să punem problema așa. Blockchain-ul sau Bitcoin-ul, pe lângă faptul că este un instrument financiar, este și un instrument de stocare a informațiilor.
Păi, să zicem așa, este o bază de date imensă care este distribuită tuturor celor care o folosesc. Adică câteva sute de mii de oameni pe planeta asta care o minează, ei au copia lor de blockchain și pentru ca cineva să poată să hackuiască cele 100 de mii de calculatoare, trebuie undeva la 30 de miliarde de dolari în aparatură de minat și 30 de gigawatts. Nici măcar așa nu se poate. Nici așa. Deci matematic, atâta timp cât 2 plus 2 egal 4, blockchain nu poate fi hackuit. Când 2 plus 2 e 5, atunci mai vorbim. Pentru că de aici vine și numele. Block, se dispar. Blockchain e un lanț de informații scrise în niște blocuri de informații. Da? Și odată la 10 minute, un nou bloc de informații se scrie în rețea. Odată ce acel bloc e scris în rețea și celelalte calculatoare din rețea cade comun acord asupra informațiilor din bloc și îl validează, acele informații nu pot fi șterse, nu pot fi modificate și sunt acolo pentru vecie. Eu sunt convins că la un moment dat nepoților mei da. Vor putea să își caute arborele genealogic în blockchain și o să dea de mine. O să fie foarte simplu, o să ia fix câteva secunde. Pentru că momentan să cauți o tranzacție în blockchain nu e, neavând o interfață foarte prietenoasă, nu e atât de simplu. Dar poți să găsești aproape orice informație vrei, dacă știi cum să interpretezi informațiile, pentru că sunt să văd tranzacțiile. Și aici o chestie, vreau să precizez o chestie, pentru că eu am mai avut discuții cu alți prieteni și persoane apropiate care poate că nu înțeleg avantajul și dezavantajul în același timp al blockchain, dezavantajul din punctul lor de vedere. Ei nu-și dau seama, ok, păi da, dar dacă ești anonim și poți să faci anumite chestii, tot vorbim de terorism și de alte, ești anonim pentru că nimeni în afară de tine nu poate să facă legătura dintre un private key, însemnând identitatea ta online, digitală, da, și tine ca persoană. Tu ești singurul care poate să vină la un moment dat să zică, băi, eu sunt ăsta și poți dovedi asta într-un mod în care nu lasă urmă de îndoială și nimeni nu poate să conteste lucrul ăsta. Aviz, Bitcoin în general deci nu este anonim, el poate fi trace-uit, adică dacă cineva vinde Bitcoin, poliția sau oricine, poate la un moment dat să meargă pe urmele tranzacțiilor și să dea de utilizator. În schimb, există alte monede care sunt completamente private. Da. Să luăm cazul Zcash sau Monero sau Zencash sau Pivix, vine din urmă Verge, așa. Sunt mai multe. Din multitudinea de 1000 și ceva de monede, vă dați seama că unele au reușit să facă trucul și să fie completamente private. Ei, pentru ce folosite monedele astea? La fel. Treaba cui? Sau să luăm altcumva? Poate fi vreodată că guvernul decide că interzice Bitcoin. Să zicem că nebunește într-o zi și bă, gata, uite, omorâm Bitcoin-ul. Ar putea să facă ceva în direcția asta? Ok, să zicem că un guvern, dacă face chestia asta, nu face altceva decât să dea valoare. Pentru că tot ce e interzis, în oriunde lume, când cineva interzice ceva, acel ceva capătă mai multă valoare. Dacă, să zicem, toate guvernele din lume cad de comun acord, băi, e gravă, trebuie să facem ceva. Cam clătinăm aici, da. Așa. Dăm toți la unison legi prin care interzicem Bitcoin. Lucru care nu se va întâmpla niciodată, pentru că sunt guverne care au un interes major în Bitcoin, pentru că au fost printre primii care au început să investească în Bitcoin. E logic. Exact. Știi ce se va întâmpla? Bitcoin, să zicem că nu va mai fi folosit pentru că devine ilegal și sau volumul va scade extrem de mult. Dar volumul de vânzări de tranzacții, de tranzacții, da. Și oamenii care o să folosească, pentru că sunt oameni care nu vor să încalce legea și atunci nu o să mai folosească pentru că au alternativă.
Adică? Pentru că din Bitcoin, noi ne referim la Bitcoin, dar tot mai am zis că mai sunt și încă 1300 și ceva de alte monede. Corect. Oricând poți să folosești oricare dintre celelalte. Nu o să poată să-l interzic pe fiecare. Dacă cumva interzic niște proprietăți ale Bitcoinului, punctat... Cum ar fi răspândirea în blockchain sau cum? Nu, cum ar fi niște, nu știu, tranzacții care să, sau să pună niște condiții. Băi, da, puteți să-l folosiți în condițiile astea. Nu, nu se va întâmpla. Discutăm niște scenarii SF care nu se vor întâmpla. Dar esența e următoarea. Blockchain-ul fiind și Bitcoin-ul în sine, blockchain-ul fiind tehnologia din spate, fiind open source, așa, în secunda în care cineva poate să-l interzică, un copil de 12 ani poate să emuleze din nou acel cod și să vină cu altă monedă care se zică blădă. Ok, dar la nivel tehnic, să spunem, uite, de exemplu în Coreea de Nord sau în China sunt interzise anumite protocoale, anumite porturi sunt închise, practic acolo nu prea merge torrentul, nu merge statul, veghează tot și interzice ce nu-i convine. Toate astea vin printr-un server. Ei. Este The Great Firewall of China. Așa. Dar totuși, chinezii tranzacționează între ei Bitcoin. Evident, pentru că au și ei VPN. Exact. Da. Și mai mult decât atât, un detaliu mic tehnic, o tranzacție Bitcoin poate fi promulgată în rețeaua blockchain printr-un SMS sau pur și simplu printr-un mesaj scris, da, care zice că stau în Coreea de Nord, da? Și Kim Jong Chorap nu mă lasă să dau telefon în Coreea de Sud. Eu pot să fac un avionaș pe care scriu 63 de caractere KYG, care este hash-ul tranzacției, îl trimit cu un avionaș peste râu, nu știu ce râu are acolo, cineva găsește bilețelul, îl propagă pe rețeaua blockchain și practic am făcut o tranzacție. Exact. E, mai mult decât atât, sunt acum sateliți care strimuiesc blockchain-ul din spațiu. Cu alte cuvinte, rețeaua blockchain este atât de închegată, atât de bine, nu închegată, poate răspândită așa de mult, încât este și practic... solidă. Și solidă este... Și incontrolabilă. Și incontrolabilă. Așa. Este imposibil, la nivel tehnic, să poți bloca propagarea blockchain-ului și a tranzacțiilor aferente. Și e imposibil pentru orice autoritate din lumea asta să poată să oprească tehnic. Pentru că nu există un server care să merge să scoți din prizi. Băi, știți ce? Voi ăștia cu Bitcoin-ul vostru deja mă speriați. Ia! Nu există. Nu există un server care să apeși pe un buton on-off. Băi, gata, pa! Nu există să iei curentul, că... Ce faci? O să iei curentul la câteva milioane de oameni din toată lumea și tu nu-i cunoști, nu știi cine sunt ăia care stau și minează ei acasă, care dau putere rețelei. Iei curentul un satelit? Bun. Mai greu. Poți să dai jos satelitul ăla, dar deja intrăm ea. Dacă cineva se hotărăște să dea jos satelitul ăla, că asta e cea mai mare problemă a lui sau a țării lui sau a intereselor companiilor lui, înseamnă că noi oamenii o să avem probleme mult mai grave decât exact asta. Deci nu are sens să discutăm despre asta. Și atunci să intrăm în sfera legalității Bitcoin la noi în România. Știm că într-adevăr vreo 3 țări au încercat să interzică. Oficial este interzis, neoficial vă dați seama. Chiar acum se o tăiată vecinii porcul la noi în spate, ceea ce e și ilegal, dar a trebuit să amânăm filmările cu 10 minute. Dar să revenim la oile noastre. Sfera legalitatea în România. Știi ceva despre cât de legal este Bitcoin în România? Știu din ce au zis ăștia de la finanțe. Și la noi așa funcționează lucrurile în România. Băi, nu știm, nu înțelegem, nu ne băgăm. Adică nu știu ce faceți voi acolo. Schimbați cartonașii din alea ca și când erați copii. Schimbam cartonașe cu jucători de fotbal sau Axibilde din Guma Turbo. Păi treaba voastră ce faceți acolo. Da, prietene, dar eu fac un profit frumușel. Nu se zice. Nu se zice, da. Da, dar momentan noi nu știm cum să, că n-avem cadrul legislativ, că e tot timpul să fie în urmă. E tot timpul, o să fie chestia asta de perioada de adaptare la noile tendințe din societatea modernă și ceea ce înseamnă evoluție. Instituțiile statului, și mă refer aici în special în România,
tot timpul vor fi depășite. Tot timpul o să fie luat prin surprindere ca și iarna când vine zăpada. Da, în decembrie da. Vine autoritățile zăpada și da. Au fost luate prin surprindere. Au fost luate prin surprindere. Da. Exact așa va fi și cu Bitcoin. Mamă, cine a surprins asta, dar știi care e problema și o să mi se pare. Deci, Doamne, abia aștept momentul ăla. O să fie luat prin surprindere, dar nu o să fie o surpriză așa ca și când lasă-mă, schimbie proștii. Să meargă cu mașinile pe drumurile înzăpezite. Așa, cum o să fie? O să fie, din punctul meu de vedere, păi vine trenul și ne lovește. Ce facem? Că suntem luați prin surprindere. Bam! Nu mai e, că lasă-i pe proști să se descurce ei cu mașina. Și aici, da. aici din punctul meu de vedere, adevăratul potențial al blockchain-ului. Și de asta ziceam la început că ne va schimba viața. Pentru că ce face blockchain-ul și tehnologia descentralizează puterea. Și asta e periculos? Depinde. Și tu pe cineva la putere care o vrut să-și dea de bun... E periculos pentru ei. Exact. E periculos pentru ei, evident. Decentralizează puterea și asta e o chestie la fel de frumusețe terifiantă cu care noi oamenii nu suntem obișnuiți. Noi, cel puțin eu la vârsta pe care o am și știindu-i pe părinții mei, care nu sunt foarte în vârstă, sunt în vârstă, dar nu exagerat de vârstă, dar eu am prins perioada comunismului. Da. Noi am fost tot timpul învățați, obișnuiți să primim ordine. Să ni se spună ce să facem, ce avem voie să facem, ce avem voie să facem, ce nu avem voie să facem și să raportăm tot ceea ce am făcut. Și în zi de astăzi funcționează sistemul ăsta. La finanțe, când îți plătești impozite, îți plătești impozite pe ceea ce ai făcut. Bă, prieten, ce ai făcut acum? Mă, așa. Permite să raportez. Da. Și ei, în schimb, nu fac nimic. E doar cer, doar întind mâna. În viitorul nu foarte îndepărtat, din punctul meu, cel puțin în timpul vieții noastre, cred eu, sper cu tărie să fie, va veni momentul în care instituțiile statului pentru a-ți cere ție să plătești un impozit, nu o să mai aibă avantajul ăsta, băi, îl obligăm. Sau îi punem oprire pe conturi. Pentru că în ziua de astăzi în România, instituțiile statului, prin diferite... Bun, băncile, poliția și toate astea poți să-ți ia ție banii din cont fără să... Eu am pățit asta și pățesc chestia asta frecvent, dar nu vreau să intru în detalii cu chestia asta. Dar ți-a banii și fără... Tu nu poți să faci nimic. Bun, dar atunci se pune întrebarea ta. Cine mai plătește poliția, salvarea, pompierii? Asta e problema. Pe cine mai plătește? Și asta e o discuție pe care o am cu un foarte bun prieten de-al meu și tot încerc să găsesc metode prin care să îmi exprim punctul meu de vedere. Da. Din punctul meu de vedere, adevărata democrație într-o țară, că tot vorbim acum în perioada asta și suntem în 19 decembrie și recent a fost momentul cu regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, regele Mihai a zis o chestie fantastică. Democrația e un mod de a trăi, nu un mod de a guverna. N-o zis rău. Democrația asta îi obligă pe cei de la putere să acționeze în interesul cetățenilor. Nu vreau să intrăm foarte mult în zona politică, că nu despre asta e vorba, dar e important lucrul ăsta. Ca așa vor ei. S-a sculat într-o dimineață, eu așa vreau să... Păi, dar stai un pic, interesul cetățenilor, da, lasă, priată interesul nostru. O să vină un moment în care... După ce lovește trenul, am zis cu surpriza aia, cu steluțe la cap, am fost luat prin surprindere. Ce facem? Păi nu putem să facem nimic. Hai să le luăm banii, Păi cum, că nu avem acces, că nu există o bancă, nu poți să pun mâna pe telefon. Păi știi ce? Blochează-i tu conturile la GOG, ia-i banii, sau la cutare. Nu. Nu există o instituție să dai o directivă pe linie instituțională, să zici, băi, omul ăla are de plătit atâta. Nu poți să-l obligi, nu vei putea să-l obligi pe om să-și plătească impozitele dacă el nu vrea. Da. Și de asta am zis la început că e o frumusețe terifiantă. Și atunci tu ca guvern, din punctul meu de vedere, trebuie să-l faci pe om, trebuie să-l determini să vrea să-și plătească impozitul ca tu să poți să-ți iei salariul. Oare se va întâmpla asta odată? Nu știu. Oare putem noi ca oameni să creăm astfel de sistem, da. Nu? Sper să
Sper să se întâmple în timpul vieții noastre, ca să mă bucur și eu de moment. Pentru că eu sunt un cetățean care vrea să își plătească datoriile. Pentru că asta înseamnă să trăiești în comunitate. Da? Da, trebuie să te achizi de datoriile. Pentru că te bucuri de niște servicii la nivel local. Primăria la noi vine și îți ia gunoi. Mă rog, plătești separat pentru astea. Da? Ai niște servicii. Ai, în primul rând, chestia asta de siguranță. Care poate pentru noi, care suntem în România, nu îi acordăm suficient de multă atenție. Dar, păi, noi nu avem grija, sigur, când ieșim pe stradă, nu ne simțim amenințați. Și asta e un privilegiu. Dacă stăm să ne uităm la ce se întâmplă în lume, în anumite zone, e un privilegiu. Adică ar trebui să, păi da, uite, eu îmi plătesc impozitele și ele doar ca să, nu știu, să poliția și toate alea să funcționeze, să ia pe infractor, să-i ducă. Intrăm prea mult în zona politică și da, să avem amândoi răbufniri și ideea că modificările legislative de acum, exact, fac contrariu. Hai să-i scoatem pe aia care au tâlhărit. Eu văd așa, deci noi, cum contractul social, de când ne naștem, noi semnăm un contract social că vrem, că nu vrem. Dar uite că tehnologia blockchain cumva ne scapă de contractul ăsta. Adică ne dă posibilitatea să-l anulăm sau să-l modificăm. Dacă nu neapărat anulat. Hai să-l modificăm, să nu fim așa extremiști. Ne dă posibilitatea să semnăm un alt contract. Sau un alt contract sau cineva. Să punem clauze la ăsta, la altul. Nu? Da. Să mai punem și noi niște condiții. Adică, așa. Decât să ieșim la proteste să strigăm ce nemulțumire așa aia, să zică, uite mă pe aia. Bine, mai lasă. Să zică, băi, ce facem? Sunt niște oameni care nu își plătesc impozitele și nu avem bani să investim, să ne plătim salariile. Păi trebuie să ascultăm pe oameni, că altfel n-avem ce face. Sau, uite, vezi aici, mă gândesc, la început o să fie oamenii o să fie targetuiți, oamenii ca mine și ca tine, ca și exemple de așa să nu faceți, că vă băgăm la pârnăică. Până atunci, până se face cadrul legal și așa, noi mergem prin Hawaii, mergem prin... Da. Nu. Da. Ce vreau să... Din punctul meu de vedere, ce aș vrea să înțeleagă cei care n-au nicio idee în ce înseamnă Bitcoin, blockchain și alte monede virtuale, să nu se gândească la ele ca și la monede de schimb, la bani, la, da? Să vadă aplicațiile lor și să se gândească că practic blockchain-ul va înlocui în viitor orice, în orice domeniu pe acela care e intermediar. Da. Orice intermediar în orice domeniu de activitate o să dispară. Chiar vorbeam adineori de notari și că zilele lor par a fi numărate. Hai să deschidem un pic subiectul ăsta, că pentru mine este subiect preferat. Deci, care este scopul unui notar, nu? Scopul unui notar este de a oficia un act și de a-l arhiva și de a face 3 copii, nu? Da. Ei, ce rol să mai aibă un notar atunci când nu mai este, adică rețeaua în sine, blockchain-ul, o să oficializeze și contractele deștepte, smart contracts, care sunt pe baza blockchain-ului Ethereum, și acolo ajungem imediat, practic ei nu vor mai exista. Vor fi redundanți. Da, evident. Da. Singurii care cred că vor mai rezista și se vor menține în sistem vor fi cei care vor ranforsa contractele astea cumva. Adică... Asta zic, cineva care are cunoștințele necesare în domeniul de activitate, tot timpul poate să se adapteze, să facă pasul spre și să îmbrățișeze noua tehnologie, să zică, băi, cum aș putea să o folosesc ca să-mi dezvolt eu, fie un business în viitor, fie să-mi fac treaba mai departe, mai ușor, mai bine și fără să fiu dat la o parte. Corect. Pentru că dacă nu o să fac eu, o să fac altcineva lucrul ăsta și atunci eu voi fi dat la o parte. Dacă eu rămân pe sistemul clasic și mă duc și scriu eu... Astăzi am fost la Poșta Română. Așa, ia zi, ce ai pățit? N-am pățit nimic, dar mi s-a părut fascinant pentru că mă duc cu un aviz din l-a primit în poștă să cer și eu ce am primit. Nu știu ce, mă întreabă ce ați primit. Nu știu, doamne, de unde se știe. Bine, păi să-l caut. Și el începe să-l caute. Și îl caută în 3 locuri diferite. Nu-l găsește, îl caută în sistem și... Spre rușinea mea, chiar dacă am terminat un liceu de informatică, n-am reușit să identific, mă rog, era și distanță, n-am reușit să identific fereastra în care doamna introducea datele, dar părea un DOS.
A, MS-DOS. Deci, da. Deci folosea MS-DOS. MS-DOS în 2017. Deci ea introducea, bă, scria comandă și după aia scria numele meu. Nu m-a găsit. Scria comandă din nou cu, și scria strada, numele străzii. Nu m-a găsit. Am mai mers să caut în trei camere și am stat 25 de minute ca ulterior să-mi iau un plic de la Electrica și să zic că cred că ăsta e. Da. Credeți, are numele meu pe el, dar mai putea să fie altul? Nu. Mai știți un Cristian Gog? Da. Care a fost la România Talent? Nu. Da, da. Nu, că nu, eu nu mă folosesc de chestia asta niciodată. Dar închipuiți-vă că în blockchain și sunt deja soluții testate și funcționale, nu la nivel de alfa, poate beta și în fază de lansare. Sunt soluții care se aplică în aproape orice domeniu. Primele soluții foarte ok au apărut în domeniul medical. Da. Deja. Și dacă e să mergem, că tot ziceai de înainte de infracționalitate și astea, inclusiv sunt soluții care se aplică în domeniul drogurilor ușoare, așa, în domeniul medical, pentru un control al lor. Pentru că, încă o dată, repetăm, orice informație din blockchain e permanentă. Nu poate fi modificată, nu poate fi ștearsă. Bun. Ok, aplicațiile sunt literalmente infinite, de la redistribuirea puterii, cum ar fi Power Ledger. Power Ledger. Electricității. Așa. Da. Mică paranteză, da. Power Ledger este o criptomonedă care blockchain-ul ei ce face practic, distribuie energia nefolosită din Australia. Ei acolo generează cu panouri solare multă energie. Pe timp de noapte nu generează energie, evidamente. Dar atunci ce se întâmplă cu energia aia? O vindem, o distribuim? Pe ce bani? Pe câți bani? Și atunci energia respectivă este tranzacționată în moneda respectivă și este dată mai departe altor părți ale Australiei care nu au curent la momentul respectiv. Dar este făcut totul foarte economic și foarte avantajos și pentru generator și pentru clientul care o consumă. Se va ajunge în câțiva ani ca cel care are panouri solare pe casă la el și care e, să zicem, complet deconectat de la rețeaua electrică, da? Pentru că nu are nevoie și produce mai multă energie decât are nevoie el pentru consumul propriu, exact. Să poată să o da vecinilor. Da, de la el, așa, mic. La un cost mic. Pentru da, că dar avantajul și pentru vecini și pentru nu există cineva care să-și ia comision. Pentru că acel intermediar, intermediarul în cazul de față fiind Electrica sau cine o fi care furnizează energie electrică, da? Nu o să existe. Nu o să existe. O să fie, blockchain-ul dă puterea înapoi oamenilor prin toate aplicațiile. Dacă vorbim de, nu știu, uite, o altă aplicație interesantă e Walton, care folosește tehnologia de blockchain și RFID. Da, chipuri din alea. Chipuri. Cum aveți în la cheiță, în carduri? În cheiță, în etichetele de la magazine, în așa. Orice, aproape orice. Închipuiți-vă că orice produs din lumea asta are un RFID. O sticlă de vin poate să aibă un RFID în spatele etichetei. Da? Costurile sunt extrem de mici. Da. Extrem de mici pe producția de chipuri de RFID. Ei bine, asta îl face unic. Uh-huh. Acel obiect e unic, odată că dispare, frate, nu o să mai vezi lui Vuitton cu, nu știu ce, nu o să mai vezi Gucci, contrafăcut, da, parfumuri sau toate astea. Și în momentul în care îți comanzi un produs undeva, pe lângă faptul că poți să-l trăiesuiești, da, să vezi exact stadiul lui, complet automat, fără să mai fie fără să fii nevoit să verifici o bază de date în care un operator uman a stat și a introdus el date. Și care dacă a greșit ceva sau nu a greșit, sau nu, dispare. Vă spuneam, orice e greu să faci un exercițiu de imaginație și să-ți închipui, băi, câte lucruri se vor schimba. Vă spun eu, toate. Toate. Tot. Și eu am făcut exercițiul ăsta acum câtva timp. Și eu, la fel ca și René Descartes, când a plecat el în scepticismul ăla metodologic și a încercat să combată orice idee care putea fi combătută. La fel și eu cu blockchain-ul. Băi, în câte, ia să văd în câte, până când îți dai seama, absolut tot. În orice domeniu, ce e drept, sunt unele domenii în care nu e nevoie să se facă lucrul ăsta.
Da, asta e altă poveste și... Dar poate găsim aplicații și pentru ce da, nevoie. Momentan, da. Momentan nu ne dăm noi seama că ar fi nevoie. Da, probabil. N-am identificat nu încă nevoia. N-am identificat corect, încă nevoia. Dar, în rest, în aproape orice domeniu. Nu o să mai fie trafic de medicamente, nu o să mai fie crize de stocuri și așa, pentru că, la fel, nu o să fie cineva un responsabil care să facă chestia asta, cineva care să poată să ia șpagă dintr-o parte să zică, băi, fac sau nu fac. Că, uite, omul ăsta vrea să fac sau să nu fac. Dar totuși, Cristi, oare nu intrăm într-o distopie așa dacă ajungem să fim controlați la sânge? Dar nu, semn, dar nu înseamnă control. Adică, nu, mă refer... Păi bun, piața albă, piața neagră, toate fac lumea să se învârte. Dintr-o dată o stopare a... Nu se va întâmpla peste noapte. Corect, corect, dar... Mă, știi tu cum e românul? Nu-i cunoscut în lume ca fiind, să zic, cel mai corect, cel mai... Evident că o să fie foarte mulți oameni care o să profite. Așa. De pe urma adopției, fenomenului de adopție. Dar aici depinde cu ce scopuri. Că unii dintre ăia care profită suntem și noi. Noi doi profităm de pe urma fenomenului de adopție. Prin faptul că eu cel puțin tranzacționez monede, pentru că Bitcoin deja a ajuns la un preț la care e greu accesibil din punct de vedere financiar, nu poți să îți cumperi. Ok, o altă chestie care nu știe lumea, nu trebuie să-ți cumperi un Bitcoin. Da. Foarte important, extrem de important, pentru că eu în toate discuțiile cu toți oamenii care, pe care îi întâlnesc și care, cu care discut chestia asta, cred că n-am întâlnit, nu știu, unul până acum, care să fi știut că poți să-ți cumperi Bitcoin de 10 lei. Bine, nu mai poți acum să-ți cumperi Bitcoin de 10 lei pentru că fiul tranzacției este minim 20 de dolari. Da, intrăm în detalii tehnice. Ca și mică paranteză să explicăm, blockchain-ul Bitcoin-ului este ca un fel de țeavă, da? Și în medie pot fi procesate 3 tranzacții pe secundă. Acum este supra-solicitat și fiind supra-solicitat, ca să poți tranzacționa, trebuie să plătești un mic fee, adică comision. Da. Care a tot crescut în ultima vreme, deci pe măsură ce crește adopția, acel fi crește și el. Momentan, la ora actuală, este de undeva la minim 20 de dolari. Poți plăti și 200 de dolari comision dacă vrei să-ți intre tranzacția în următorul bloc. Da, dar poți să-ți cumperi Litecoin. Sau, uite, poți folosi Litecoin. Ceva, da, pentru că, sau poți să folosești platforme care nu au fiuri deloc. Fiuri deloc. Nu mai există fii la Bitcoin. Nu. Să folosești alte platforme care nu au fee. Nu percep un fee. Bine, dar la Bitcoin nu știu dacă mai există așa ceva, că așa pot să-mi iau 3 cenți și ăștia îmi plătesc 1 milion de, știi, da. Fiul. Știu. Da. Oricum. E mult prea în detaliu discuția. În prima fază, din punctul de vedere, e imaginea de ansamblu și cum... Pentru că e important ca oamenii să înțeleagă, băi, depun un pic de efort ca să mă documentez. Că eu, cel puțin din punctul meu de vedere, eu nu vreau niciodată să conving pe cineva de ceva. Vreau doar să-i trezesc interesul suficient de mult încât să depună un pic de efort singur de capul lui, să facă niște cercetări, să studieze un pic, să facă o analiză și să tragă niște concluzii singur. Pentru că sigur pe parcurs se va lovi sau la un moment dat va citi o informație și o... anumită convingere a lui sau preconcepție, o chestie pe care el credea sau pe care o știe, dar nu știe de unde o știe, doar o știe, o să facă paralele cu banii normal, cu alea și vreau să analizeze și chestia aia. Pentru că o să ajungă la chestii de inflație, la... Eu am trecut prin tot procesul ăsta și de asta zic. Toată lumea, toți pe care am trecut prin procesul ăsta, am înțeles cum funcționează de fapt banii și... În momentul în care, și uite, o să zic ceva ce... S-ar putea să te surprindă. Până să vă documentați în legătură cu Bitcoin și blockchain, sfatul meu, sincer, e să înțelegeți, să încercați să înțelegeți sistemul financiar. La nivel mondial, mă refer. De unde sunt banii ăștia? V-ați pus vreodată întrebarea, de unde vin banii? Pentru că cei mai mulți cred că vin de la băncile naționale, nu vin de acolo. Banca Națională emite. Da. De acolo și cuvântul de fiat currency, adică bani fiat, vine din latinescul a fi. Banca spune să se facă bani. Let it be done. Dar nu ei zic, ci altcineva, în fine. Dar e o poveste lungă și
îndemn pe oameni să încerce să se informeze pentru ei, pentru că, exact cum spuneam la început, noi trăim viața guvernați de acest ceva pe care noi îl numim bani. Și nu știm cum funcționează. Exact. Păi, cu banii ăștia ne cumpărăm de mâncare, cu banii ăștia ne trimitem copiii la școală, cu banii ăștia ne îmbrăcăm, cu banii ăștia ne cumpărăm medicamente când ne îmbolnăvim. În banii ăștia, în ceea ce numim noi bani, ne ținem economiile de o viață pe care sperăm să le putem folosi la bătrânețe, la pensie. Dar dacă nu știm cum funcționează și nu știm cine controlează și nu știm că cineva oricând poate să deschidă robinetul să zică ia mă, să fie mai mulți. Cum a făcut Iliescu, 95. Așa. Și valoarea acelor economii ale noastre se va duce în cap. Pentru că inflație. Pentru că inflație, da. Așa. Atunci, și după ce oamenii se documentează, după aia să decidă cât timp sunt dispuși să investească ca să înțeleagă sistemul. Sistemul de blockchain pare foarte, foarte complicat la început, dar nu trebuie să înțelegi pe de-a dreptul și deplinătatea lui cum funcționează ca să te bucuri să-l folosești. Exact. Că nu trebuie să știi cum funcționează curentul și electricitatea ca să te bucuri că apeși pentru rupător și să aprinde becul. Zici, mamă, e lumină. Bun. Da, văd și eu pe unde merg, nu dau cu capul. E suficient. Cât să fie de folos pentru ei. Așa. Și acum că am deschis subiectul ăsta, hai să le explicăm telespectatorilor noștri, mă, parcă romica jur. Hai mă, să... Așa? Hai să... Cum pot obține ei acest bitcoin sau această sutime sau miime de bitcoin sau de litecoin sau alte criptomonede? Câte metode de a obține bitcoin știi tu? Păi, este... poți să minezi. Da. Și atunci, practic, tu, ca și cum ai săpat după aur cu tătăcău, de aia vine și minat. Și poți să-i cumperi. Da. Poți să-i cumperi, da. Așa. Minatul. Aici cred că intrăm un pic în domeniul meu. Teritoriul tău. Așa. Eu am început să minez undeva în 2012. Practic, pe scurt, ce înseamnă minat. Blockchain-ul oferă recompense celor care găsesc o parolă. Parola este aleatorie și este dinamică, se modifică odată la 10 minute. Ca să găsești parola respectivă, trebuie să încerci mai multe combinații, ca și cum ai sparge o parolă. Ca să încerci mai multe combinații, trebuie aparatură specifică. Momentan se numesc ASIC-uri, dar înainte să mina cu placa video. Imaginați-vă că o placă video puternică care are multe frames per second, are multe încercări per second, hash-uri, așa se numesc. Cu cât mai multe plăci, cu atâta șansele să găsești cheia la următorul bloc, care îți va da 25 de bitcoin, momentan 12,5, parcă. Și, bun, rețeaua dată la 4 ani înjumătățește acest număr de bitcoin care este lansat pe rețea odată la 10 minute. Pe viitor se va înjumătăți tot așa la 4 ani și undeva prin 2132, parcă, va fi minat ultimul bloc care va da ultimii 0,003 bitcoin. De acolo încolo minerii o să-și facă profitul mult mai mare. O să facă, doar o să valideze tranzacții. Așa, dacă sună prea complicat, sunt tutoriale pe internet cum se minează. Puteți să întrebați pe mine dacă vreți, chiar am deschis o pagină de Facebook, îi spune Crypto Consult. Acolo puteți să puneți întrebări despre minat sau despre orice altă întrebare despre blockchain technology sau Bitcoin. Bun, deci minăm cu placa video sau cu ASIC-uri sau putem proof of stake. Proof of stake. Da, asta e pe alte monede. Deja, n-aș vrea să-i confuzăm prea mult pe oamenii care... Hai să rămânem la... Așa, după ce am terminat varianta 1, deci putem să minăm sau nu, putem să-i cumpărăm. Da. De unde cumpărăm bitcoin? De pe exchange-uri. Așa, ce sunt aceste exchange-uri? Case de schimb. Cum sunt casele de schimb valutar, când ai lei și vrei euro, să te duci să-ți plătești creditul la bancă, te duci la o casă de schimb valutar. E, la fel, ai lei, vrei bitcoin, te duci la o casă de schimb valutar care vinde bitcoin. Tu dai lei, ei dau bitcoin. Nu trebuie să te duci fizic. De fapt, nu prea cred că sunt case care... Nu sunt case, sunt exchange-uri care au deja bancomate în România și avem unul și în Cluj. De ceva timp, de anul trecut, cred. Bun, nu poți, nu poți vinde bitcoin acolo, poți numai să cumperi. Poți să cumperi doar? Da, da. De exemplu, okay, dacă mergeți la Kaufland sau la... La Kiwi. Julius Mall. Da. Sunt roboței aia mici pe care îți plătești facturile.
Jos în dreapta, da, mor scrie Bitcoin și acolo după instrucțiuni puteți să cumpărați. Prețul e cam mare, da, la ăia, da. Și pe lângă asta e bancomat, avem un bancomat în Cluj cel puțin, nu știu că mai sunt în București vreo 2, 3 și cred că mai sunt și în alte 5-6 în țară. La noi undeva pe Horea. Uh-huh. Este Bitcoin de la Bitcoin România, o companie, da, care are, e ca un ATM de la bancă, doar că e pentru Bitcoin și acolo poți să cumperi și poți să vinzi Bitcoin. Deci poți să vinzi Bitcoin și să ții. Sau, ca să, dacă tot e să discutăm de chestii din astea mai așa, sunt servicii, dar asta e, o să fie după ce oamenii să... Eu pot să mă duc, de exemplu, la orice bancomat. Da, să scoți Bitcoin. Oriunde, să scot lei. Adică să scoți lei din Bitcoin, da. Oriunde în lume am un card și pot să mă duc cu el la orice bancomat. Da. Super. Poate îl arătăm și la... Dar nu îl arătăm, că se vede... Da, pot să-l acupăr, n-am o problemă. E un card bancar, ca și orice alt card bancar. Acoperă să nu se vadă. Acoperăm, da. Uite așa. Și cu ăsta pot să mă duc la orice bancomat. E emis de Visa, să ne înțelegem. Da. Din lume și să scot fiat. De cash. Deci tu depui Bitcoin, trimiți Bitcoin de pe calculator și de la bancomat scoți cash. Eu am în permanență portofelul pe telefon, portofelul de pe card. Practic, cardul e un card prepaid. Eu pot să-mi transfer ce sumă vreau eu în acel cont și acel cont pot să-l folosesc să fac plăți. Eu pot să mă duc la orice alimentară unde găsesc un POS, da? Și să plătesc, să-mi cumpăr pâine și hârtie igienică și să plătesc cu Bitcoin. Și cu alte monede. Momentan cu Bitcoin nu e foarte convenabil. Profitabil, pentru că, da, 20 dolari tranzacția, cam mult. Plătesc cam 20 dolari pe tranzacție, da. Dar asta o să fie până când se implementează Lightning Network și alte chestii, că după aia, da, la fel, nu vreau să intrăm în chestia avansată. Asta o să vorbim într-o ediție următoare. Ok, și acum pe final, că v-am explicat că puteți cumpăra orice cu Bitcoin, fie că cu Bitcoin de pe telefon sau de pe card sau... Acum există toate posibilitățile posibile. Da. Hai să vedem un pic niște previziuni despre prețul Bitcoin în anul viitor și, și încă, să zicem, pe următorii 3 ani. Grosomodo. Înainte vreau să fac o precizare. Noi doi nu suntem experți financiari. Da. Deci să nu vă luați după noi. Ce dracu am unul... Noi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acțiunile de noastră de investiție. Asta fiind spuse... Da, nu dăm sfaturi de investiții. Eu nu... Cât o să fie prețul anul viitor? Ce zici? Până cât ajunge? E foarte greu de spus. Având în vedere că... Și mă rog, eu când mă gândesc la preț, nu mă gândesc la prețul per monedă, mă gândesc la market cap și vreau să generalizez market cap-ul fiind pe... Pe toate monedele? Pe toate monedele sau pe criptă sau pe toate monedele. Market cap-ul... și ca să vedeți ce înseamnă evoluție, că nu e doar evoluția prețului la Bitcoin. Da, este, da? La toate celelalte. Din 2010, când era doar Bitcoin-ul, așa, hai să zicem 2011-2012, când așa, cât a apărut Ethereum? 2012 sau 2013? Nu știu anul în care a apărut. Așa. Ideea e că market cap-ul pe piața monedelor virtuale, anul ăsta, în august, cred, așa, înșel, era undeva la 100-120 de miliarde de dolari. Pot să zic că în februarie era 23 de miliarde. Așa. Deci în august era 100-120 de miliarde de dolari. Astăzi e peste 600. Mai stai, trebuie să facem. Sunteți pregătiți? Da. E peste 600. Ca să vă dați seama, i-a luat practic 9 ani să ajungă, când, da, să ajungă până aici și de aici, într-un interval de... În ultimele două săptămâni s-a triplat. În ultimele două săptămâni s-a triplat. Lumea poate să înțeleagă sau poate să ia informația asta cum fiecare cum vrea. Fie că suntem într-un bubble, da, fie că suntem la începutul unui prag important spre adopția în masă.
Și atunci, practic, dacă un bubble, știți cum e, sunt graficile alea de bubble, spike un pic mai sus și după aia încă unul care crezi că se va duce mai sus și după aia pică în cap. Da. Când toată lumea zice că suntem aici, e posibil, nu știu, nu zic, e posibil ca mâine totul să pice în cap, deși nu prea cred, sau e posibil să fim aici, jos, după ce am fost linia aia și am făcut doar primele chestii și de aici urmează. Deci oricum am luat-o, că de bine sau de rău, va avea un impact imens asupra societății și a noastră și a celorlalte țări și a planetei oricum. Deci suntem deja prea departe, suntem băgați... Ca să mai poată fi oprit și să mai putem da înapoi. Ca să mai poată fi oprit, că se poate sparge, atunci vor pierde foarte mulți oameni, foarte mulți bani, sau vor câștiga. Oricum ar fi, o să fie un pic în extremă. Eu nu văd încă o creștere organică sau o chestie... Păi, momentan, valoarea lui de piață nu are nicio legătură cu valoarea lui reală. Exact. Tocmai asta e ideea. Prețul e unul foarte mare pentru ceea ce oferă el, ca și use case. Pentru că, și aici, eu fiind precaut de felul meu, în momentul în care îmi investesc banii, încerc să mă documentez, să-mi iau toate informațiile necesare. Momentan, doar 3% din totalul tranzacțiilor pe Bitcoin, așa, de exemplu, sunt tranzacții cu scop comercial, în care cineva achită pentru niște bunuri sau servicii. Restul de 97% sunt tranzacții între exchange-uri sau între un wallet și un exchange sau între un exchange și un wallet. Asta înseamnă că scopul e pur speculativ. Corect. Și prețul ăsta, 20.000, e dat de speculă. Sunt oameni care speculează în momentul de față. Dar o să fie, sunt foarte puțini care speculează. O să fie din ce în ce mai mulți care speculează și doar pe fapt. Și abia acum, zilele trecute, au fost implementate contractele de futures la Chicago Mercantile Exchange. CBO. Da. Vin Wall Street, vin alții și o să fie o infuzie de capital în zona asta de cripto. Deși nu directă, nu e că... investiți, sau mă rog, banii intră pe acele contracte. Nu, oamenii care investesc și oamenii cu mulți bani, care au toată viața au făcut investiții pe bursă, pe diferite chestii, ca să câștige mai mulți bani, că despre asta e vorba, nu? Vor vedea ce înseamnă câștiguri de, nu știu, un câștig de 30% pe zi sau 30% în câteva ore sau 100% dintr-o zi în alta, sau, nu știu, hai să zic 100% într-o săptămână, într-o lună, într-un an. 100% într-un an e o creștere fantastică. Da, nu există stocuri să crească cum a crescut Bitcoin în istoria omenirii. Nici... O dobândă la bancă, dobânda la bancă pentru un cont de depozit e cât e în ziua de astăzi? 6%, nu știu, 3%. Până în 10% cu totul pe an. Da? Din care, și asta la, da, nu cred că e 10%, nu, e, ce vorbim, e undeva la 3-4%, mai comisioane, mai nu știu ce, nu rămâi. La finalul anului, dacă tu ai pus 1000 de lei astăzi în contul tău din bancă și anul viitor, în aceeași zi, adică tot astăzi, dar anul viitor, vrei să scoți toți banii din cont, probabil că o să ai 110 lei. Nu știu, zic și eu, poate, nu mai știu cât. Dar sigur, anul viitor, o să faci cu 100, cu cei 110 lei, cam ce faci astăzi cu vreo 80. Mm-hmm. Da, din cauza inflației. Să te gândești. Da. Bun, hai făcut? Să nu le dăm idei oamenilor. Bă, da. Nu vă scoateți bani din bani. Nu, ferește, nu. Vorbeam acum despre diferența dintre dobânzile practicate de bani și profiturile din cripto. Profiturile din cripto, da. Asta crește și motivul pentru care adopția din ce în ce mai mare acum se aude peste tot pe stradă, Bitcoin, și aș vrea să am și eu, să vrea să-mi cumpăr, lumea încă nu știe. Dar ce știe, poate știe fals, poate a auzit povești, ar fi bine să, nu știu, să existe niște firme sau oameni care să le explice foarte bine. Nu? O să existe. O să existe, bun. Ok. Existe cândva. Tot la timpul lor. Adopția asta înseamnă, în prima fază, și în orice domeniu, dacă luăm absolut orice domeniu, în prima dată au fost cei care au speculat, că e o chestie de noutate și tot timpul apar primii speculatori. Băi, bam, că vorbim de imobiliare, că vorbim de mașini, că vorbim de absolut orice, tot timpul apar speculatorii. Că asta e scopul lor, să identifice o chestie nouă în piață și să o speculeze.
Păi logic. Nu trebuie să mânce și ceva, da, acolo, exact. Salam, e, după care o să vină alții, băi, dar ce mișto, băi, dar, a, ok, da, să, nu se mai fac așa de mulți bani ca și la început, dar, băi, măcar, uite, îți oferă avantajul ăsta, 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 clar, chestie de necontestat. Și atunci zici, da, vreau și eu. Și la un moment dat, chestia asta cu volatilitatea și astea se va mai... Da, o să ajungem, da, o să ajungem, se la un moment stabiliza, se va stabiliza și o să fie ok. O să fie benefic, adică o să nu o să te gândești de două ori înainte de a plăti o cafea cu cripto. Da. S-ar putea să te gândești de două ori doar ca să nu fii în situația celei cu pizza, da, în cazul Bitcoin. Dar dacă plătești în altă monedă, Litecoin, Dash sau altele, e ok. Volatilitatea nu e atât de mare. Și ok. Bun. Eu zic că pe ziua de astăzi am terminat cu discuția despre Bitcoin. Eu îți mulțumesc foarte mult, Cristi, că ai venit în această primă ediție a emisiunii All About Blockchain. Cred că așa se va numi emisiunea de acum încolo. Să vedem. În edițiile următoare o să avem și alți invitați. Oricând, Cristi, tu ești welcome back. Când vrei tu, mă suni, facem încă un episod. În următoarele episoade vreau să am invitați niște oameni de la anumite exchange-uri de la noi de România, să-i întrebăm și pe ei ce părere au. Cam atât. Eu sunt gazda dumneavoastră, Andrei Palatcaș, domnul Cristi Gog. Cristian Gog. Să ne vedem. Da. Să ne vedem cu bine. Pace și iubire.